Nămeții de anul trecut, prin care utilajele de dezăpetire au răzbătut cu greu sau au fost prinse în încreștarea zăpetilor abundente, ne-au demonstrat cu vârf și îndesat că iarna ninge, că de-aia e iarnă. După o asemenea experiență, toată lumea s-ar fi așteptat ca în acest an autoritățile să ia măsuri din timp pentru a nu se mai repeta situațiile de criză din iarna trecută. Suntem aproape de noiembrie, vremea începe să se schimbe și de acum ne putem aștepta oricând la o ninsoare, care ne va lua prin surprindere, ca întotdeauna. Agenția Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice a respins săptămâna trecută, încă o dată, documentația necesară organizării licitațiilor pentru dezăpezirea drumurilor județene. Documentația depusă de Consiliul Județean Buzău la NREMAP a fost respinsă săptămâna trecută, ea este refăcută în acest moment, urmând ca mâine să fie depusă din nou la NREMAP pentru obținerea avizului. Conform declarațiilor responsabililor din Consiliul Județean, respingerea documentației a fost una pur birocratică, motivația fiindcă în caietul de sarcini s-a făcut referire la întreținere și nu la servicii. O veste mai bună ar fi aceea că firmele prestatoare vor trebui să dețină utilajele stabilite de agenție, evitându-se astfel ca unele dintre tractorașele folosite pentru dezăpezire să rămână prinse în nămeți. Ceea ce privește tipurile de utilaje pe care firmele prestatoare de servicii trebuie să le dețină, există o reglementare care a apărut în luna februarie acestui an, în care reglementează acest lucru. În cazul în care va fi nevoie de intervenția utilajelor pentru îndepărtarea zăpezilor de pe drumurile județene, înainte de semnarea unor noi contracte, Consiliul Județean va încredința direct această sarcină unor firme prestatoare sau va reactiva contractele din iarna trecută. În speranța că nu va ninge curând și că zăpezile nu vor fi abundente, locuitorilor județului nu le rămâne decât să își ia măsuri personale de prevedere, care să-i ajute să iasă cu bine și din această iarnă. Ținând cont de experiența iernii trecute, vor trebui stocate provizii de hrană, apă potabilă și lemne suficiente pentru cazul în care deplasarea pe drumurile județene va fi blocată pentru mai mult timp.